Suntem în comunitate la București FM, ne auzim pe 98,3 și bucureștefm.ro, ne și vedem live pe pagina de Facebook București FM, iar pentru mesaj aveți la dispoziție numărul nostru de WhatsApp 0741-222202. Așa cum vă spuneam și un pic mai devreme, invitata de astăzi este Cristina Oprea, reprezentanta Asociației Carusel. Cristina, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună, mulțumim și noi pentru invitație. Asociația Carusel este o organizație non-guvernamentală, funcționează de cât? De aproape 11 ani? De aproape 11 ani. Din 2011 încoace. Și da, oferă servicii sociale și medicale oamenilor aflați în situații de vulnerabilitate extremă. Cristina, hai să explicăm ce înseamnă acest termen, oameni vulnerabili. Cine sunt cei pe care voi îi sprijiniți? Păi, așa cum obișnuim noi să spunem, noi la Carusel lucrăm cu oamenii care au vulnerabilități multiple, adică nu lucrăm doar cu persoanele care trăiesc cu HIV, să spunem. Lucrăm cu o persoană care trăiește cu HIV, dar pe lângă asta nu are acte de identitate, locuiește în condiții precare sau nu are o locuință deloc, este consumator de droguri sau fost consumator de droguri, practică sex comercial, cumva nu are acte de identitate, nu are asigurare medicală. Cumva aceste vulnerabilități le găsim pe toate sau parte dintre ele la majoritatea oamenilor cu care noi lucrăm. Mi se pare că undeva am citit că spuneați voi, cei de la Carusel, că lucrați cu cei pe care nu îi vede nimeni. Da, e și asta o modalitate de a spune. E cumva un... Fiind vorba de un cumul de vulnerabilități, e, vorbim de un grup dificil, un grup dificil de integrat, dacă vreți să spunem așa. Și atunci e foarte greu ca serviciile sociale să adreseze acest grup. Iar noi, nouă ne place să spunem că acești oameni sunt nevăzuți de nimeni, sunt cumva invizibili și lucrăm cu ei mai degrabă pe palierul ăsta de servicii sociale și medicale de bază. Poate că oamenii aceștia nici nu ajung ei singuri la serviciile sociale să ceară ajutorul de foarte multe ori, din diverse motive. Și voi sunteți cei care mergeți pe teren și îi găsiți acolo de foarte multe ori pe stradă. Și da, încercați să rezolvați din problemele lor. Într-adevăr, și accesul la servicii sociale și medicale este cumva îngreunat, pentru, cum spuneam mai devreme, aceste persoane nu au acte de identitate, nu au asigurare de sănătate și atunci asta poate fi o piedică. Noi avem o unitate mobilă, care în acest moment iese de 2 ori pe săptămână pe stradă, noaptea. Mergem în locuri în care știm deja că sunt astfel de persoane, mergem în locuri în care ne sunt sesizate de către cetățeni sau alte instituții publice sau private, adică instituții care nu se ocupă cu astfel de servicii, însă văd în zona lor de lucru persoane care stau pe stradă sau mergem unde alți beneficiari de ei noștri ne spun, uite, puteți să vă duceți și acolo că mai stă un grup de oameni. Facem asta de 11 ani aproape, cum spuneam. Mergem și iarna și vara, tot timpul mergem pe stradă. Uite, citeam dintr-un raport al vostru, al Asociației Carusel, cuvinte pe care le-ați adunat de-a lungul timpului de la cei pe care încercați să-i ajutați, cei pe care îi găsiți pe străzi. Suntem ca triburile alea. Dacă prindem ceva, mâncăm, dacă nu, nu. Pe străzi am crescut, copiii au crescut pe străzi, nu mai am soț, mă bătea, veneam vânătă, tăiată. Eu mă spăl cu apă rece, mie ca femeie îmi place să fiu curată, chiar dacă mă spăl cu apă rece și răcesc, măcar știu că sunt curată. A trebuit să fug de acasă ca să scap de bătaie. Suport greu frigul, dar ce să fac?
Asta toate sunt vorbe ale acestor oameni despre care vorbim noi astăzi, pe care Asociația Carusel încearcă să-i ajute prin servicii sociale și medicale. Și sunt mulți. La nivelul Bucureștiului înțeleg că se ridică la câteva mii numărul lor. Da, aici depinde la ce estimări ne uităm. Din păcate nu există o cifră oficială. Există niște estimări ale altor organizații neguvernamentale, însă sunt din urmă cu mai mult de 10 ani. Deci s-ar putea să fie mult mai mare numărul. Da. Apoi mai există cifre oferite de către instituțiile publice de servicii sociale, însă aici vorbim doar de cei care accesează serviciile lor, care sunt în evidențele serviciului social respectiv, și atunci nu putem vorbi că cu siguranță există acest număr de persoane fără adăpost în București. Chiar dacă nu știm un număr exact, sunt destui și fiecare poveste în sine este o poveste tristă și o poveste grea. Am spus puțin cine sunt oamenii pentru care voi lucrați. Cine sunt oamenii Asociației Carusel? Știu că la un moment dat ați fost comparați fie cu niște pompieri, fie cu niște îngeri păzitori. Cine sunt oamenii Asociației? Păi, în acest moment suntem 18 oameni la Carusel, plus mult, mult mai mulți voluntari și voluntare care ne sprijină constant și care fac parte din activitățile noastre zilnice. Suntem asistenți sociali, oameni care au terminat psihologie, care au terminat sociologie, antropologie, în majoritate cu cam astea sunt studiile pe care le-am urmat toți. În afară de asta, suntem, în afară de partea asta academică, suntem oameni care credem foarte mult în solidaritate și în empatie față de cei din jurul nostru. Asta cumva e și un concept pe care noi ne bazăm foarte mult activitatea, și anume solidaritate. Vrem să, asta ne propunem, să fim solidari cu cei din jurul nostru, indiferent de situațiile de viață pe care le traversează. Ăsta este și mesajul pe care îl transmitem comunității, indiferent că sunt persoane, nu știu, din instituții publice, cetățeni obișnuiți, care ăsta este mesajul nostru, să fim solidari cu cei din jurul nostru și să încercăm să îi ascultăm și să nu judecăm, pentru că sunt situații de viață pe care nu le poți controla întotdeauna. În rest, suntem oamenii ca oricare alți oameni. Ne place să, nu știu, unora le plac pisicile, altora le plac câinii, altora le place, nu știu, le plac cărțile, altora filmele și tot așa. Nu suntem cu nimic deosebiți, suntem și tineri și mai în vârstă, și fete și băieți. Animați de acest gând al solidarității și de a nu judeca, da, cel puțin nu înainte de a înțelege, și oricând să oferiți o mână de ajutor. Mi se pare un motto foarte generos. Despre tine, Cristina, știu că faci voluntariat din clasa 11-a și că în momentul ăsta am înțeles că faci un doctorat despre oamenii fără adăpost din perspectiva de gen. Și mai spuneai tu la un moment dat că vrei să lucrezi în domeniul asistenței sociale toată viața. Wow, nu mă așteptam să mă întrebați despre mine. Așa. Da, eu am început să fac voluntariat, într-adevăr, în timpul liceului. Ulterior am aflat că există, am făcut voluntariat tot în domeniul asistenței sociale, ulterior am aflat că există și o profesie, și acum, da, sunt doctorandă în cadrul Universității din București. Tema mea se referă la persoanele fără adăpost, în special la femeile fără adăpost. Îmi propun să aflu aspecte ce țin de drepturi sociale, sexuale și reproductive, de sănătate sexuală și reproductivă, de
ce strategii de supraviețuire au ele pe străzile din București, cum reușesc să se descurce, inclusiv pe partea aceasta de igienă intimă, acces la servicii de igienă și la servicii medicale. Și da, încă sunt de părere că îmi doresc să lucrez în domeniul ăsta, chiar dacă în acest moment nu mai lucrez foarte mult în mod direct beneficiarii, ci lucrez mai degrabă pe partea de management, dar tot ai o contribuție în domeniu. Cu siguranță. Am înțeles că de curând, cam de 2 săptămâni aproximativ așa, ați deschis un nou centru de zi, pentru că mai există în cadrul Asociației Carusel încă vreo 3 centre de zi, din câte știu eu, iar acum a apărut unul nou, centrul Grivița Cișmigiu. Și vreau să ne spui cine poate ajunge aici, ce se oferă acolo, cine are grijă de toate lucrurile, cum se desfășoară. Într-adevăr, acum, în urmă cu 2 săptămâni, l-am inaugurat oficial. Am inaugurat oficial Centrul Comunitar Grivița Cișmigiu. El este deschis de la jumătatea lunii noiembrie 2011. De fapt, cine poate veni, pot veni oamenii care nu au un adăpost, care locuiesc în condiții improprii, și aici ne referim la lipsa utilităților publice, dar acordarea la apă, canalizare, căldură, electricitate, cei care nu au posibilitatea de a-și spăla hainele, de exemplu de a face un duș. Pentru că acestea sunt serviciile pe care noi le oferim acolo. Avem duș, avem mașini de spălat, unde ei își pot spăla hainele. Avem 2 săli de mese generoase, de unde le servim mâncare caldă, pentru că acest centru are în componenta asta și o bucătărie comunitară. Bucătăria comunitară deservește acest centru, însă și alte programe ale Asociației Carusel, adică un alt centru comunitar din Cișmigiu, un centru comunitar din zona Iancului în care lucrăm cu copiii, și unitatea mobilă, echipa de teren de care vorbeam mai devreme. Alte servicii pe care oamenii le pot accesa acolo sunt, în afară de aceste servicii de bază, da, acces la hrană și servicii de igienizare, avem servicii de asistență socială, îi ajutăm să-și facă acte de identitate, să-și facă asigurări medicale, le facem legătura cu serviciile medicale, dacă este cazul. Am contribuit cumva la partea asta de vaccinare. Am avut deja două campanii de vaccinare alături de cei de la Primăria Municipiului București și de la Primăria Sectorului 5. Întrucât beneficiarii noștri întâmpinau dificultăți în a se vaccina ca urmare a lipsei actelor de identitate. Aha. Ne dorim ca spațiul ăsta să fie și un spațiu cultural, atât pentru beneficiarii noștri, cât și pentru comunitate. Vrem să facem piese de teatru, să aducem în curte artiști care au nevoie de un spațiu în care să-și joace piesele. Avem și partea de consiliere vocațională pentru cei care sunt interesați, să-i ajutăm să-și caute un loc de muncă sau să-și învețe să-și facă CV-ul. Și ne dorim să dezvoltăm și o parte de consiliere psihologică. Aici lucrăm încet, încet. Momentan e cumva în lucru. Am văzut pe site-ul vostru, carusel.org este site-ul, dacă vreți să intrați, voi cei care sunteți acum alături de noi, puteți aruncați o privire acolo. Am văzut niște fotografii din această bucătărie comunitară pe care o pomeneai și dintr-o încăpere cu mașini de spălat și arătau foarte, foarte bine. Sunt cele de la centrul nou sau de la celelalte centre? Bucătăria comunitară clar este în centrul Grivița Cișmigiu, însă mașinile de spălat avem în ambele centre, și în centrul comunitar Ilo Ferentar și în centrul comunitar Grivița Cișmigiu.
Oricum sunt același tip de mașini, deci oricare le-ați văzut, alea sunt, zona e cam aceeași. Nu mă refeream neapărat la tipul de mașini, ci la felul în care arătau încăperile respective. Totul era Da, frumos da. organizat, curat, super civilizat, adică chiar foarte, foarte bine. Ambele centre arată asemănător, cel puțin zonele pe care noi le-am organizat, sala de mese, zonele de duș și de spălat mașini. Da, ne dorim să punem foarte mare preț pe calitatea serviciilor pe care le oferim. Ținem foarte mult la partea aceasta de igienă. Este un... adică cum ne place nouă să spunem. De cele mai multe ori, nici la noi acasă nu este atât de curat cum menținem în cadrul centrelor pe care le avem. Și vă ajută în acest sens și cei cu care lucrați? Păstrează și ei, au grijă, au Bineînțeles. aceeași atitudine? Bineînțeles. Noi credem foarte mult că așa cum găsesc locul, așa îl și vor lăsa, și ceea ce este ne-au și demonstrat. Lucruri, de exemplu, lucrurile care se strică în centrele noastre, le stricăm noi mai degrabă, ci nu ei. Adică am avut, nici nu mi-amintesc situații în care ei să fi stricat, beneficiarii centrelor să fi stricat ceva sau... Nu, sunt... pentru că, până la urmă, sunt oameni ca oricare alți oameni și așa cum îi tratezi, așa și ei tratează locul respectiv și pe tine. Le reamintesc tuturor celor care ne ascultă sau care ne urmăresc live pe pagina de Facebook București FM. Suntem împreună în comunitate astăzi cu Cristina Oprea, reprezentanta Asociației Carusel. Cristina, ai spus mai devreme că centrul Grivița Cișmigiu a fost inaugurat oficial acum 2 săptămâni, deși el funcționează de destulă vreme. De ce era nevoie de o inaugurare oficială? S-a schimbat ceva sau schimbă cu ceva lucrurile? Nu s-a schimbat cu nimic, însă ne doream să fie și cumva să facem și un eveniment public. Credem că este important și ca autoritățile și întreaga comunitate să ia parte la astfel de evenimente, să ne cunoaștem, să cumva să ducem și mesajul și modelele noastre de servicii mai departe. Nu am dorit neapărat să schimbăm ceva, însă am făcut acum evenimentul, după ceva timp de la deschidere și începerea funcționării, pentru că am vrut să cumva să punem totul la punct, să existe procedurile, să vedem dacă e ceva de schimbat, că nu întotdeauna știi de la început cum va funcționa, chiar dacă noi mai avem un astfel de centru. Ne-am dorit pur și simplu să facem un eveniment în care să invităm și restul comunității și să ne arătăm deschiderea ca oricine dorește să ne viziteze și să ne sprijine să știe că există acest centru. Să fiți văzuți, ceea ce este foarte corect. Cred că cel mai recent proiect al vostru este acela numit Vocea Cetățenilor Fără Adăpost. Și aș vrea să te rog să ne explici așa pe scurt ce înseamnă acest lucru, ce vă propuneți cu acest proiect. Într-adevăr, ăsta este unul dintre proiectele Carusel în acest moment și îl derulăm în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Participare Publică, un alt ONG. Aici vorbim cumva de o altă componentă a asociației noastre și anume partea de advocacy. Nu este un serviciu prin care facem efectiv, oferim servicii sociale direct beneficiarilor noștri, este un proiect prin care ne propunem mai degrabă să le facem auzită vocea acestor persoane. Am avut tot felul de întâlniri cu instituții publice care lucrează, care au și componenta de asistență socială sau care au responsabilități în domeniul acesta al persoanelor fără adăpost.
să urmeze, vor urma niște lucruri foarte mișto în proiectul ăsta. O să facem o campanie publică, un photo voice, că oamenii vor face poze și vor arăta componente din viața lor, adică dorim să aducem vocea lor, da, să fie auzită și prin aceste fotografii și povești, ne dorim să facem asta. Vom avea mai multe activități cumva publice în perioada următoare. Vă spuneam mai devreme de campania de vaccinare pe care am avut-o. Este cumva un rezultat în urma eforturilor din cadrul acestui proiect. Am avut întâlniri cu instituții publice, am făcut demersuri astfel încât această campanie să se întâmple și oamenii fără adăpost și fără acte de identitate care își doreau să se vaccineze să aibă această posibilitate. Cristina, pe termen lung, care crezi că sunt șansele de reintegrare într-o viață obișnuită a acestor oameni? Câți reușesc să schimbe viața de pe stradă cu altceva mai bun? Sigur, folosindu-se de ajutorul vostru. Cum spuneam mai devreme, noi lucrăm mai degrabă pe partea de a asigura nevoile de bază, da? Servicii sociale care au această componentă de a interveni unde este imediată nevoie. În momentele acute. Da, exact. Bineînțeles, ne dorim ca toți acești oameni să aibă o viață cât mai bună și dacă asta înseamnă inclusiv reintegrare sau integrare în societate, să facem și acest lucru. Care sunt șansele oamenilor? Cred că depinde foarte mult de serviciile care le sunt oferite și de ce posibilități au ei să acceseze aceste servicii. Este foarte greu să vorbim despre reintegrare atunci când nu le putem oferi acestor oameni nevoia primordială când vorbim de acest grup, și anume adăpostul. Nu putem să facem integrare cu un om care nu are adăpost. Este foarte greu, ok, îl putem angaja, să zicem, da, și ar putea găsi un loc de muncă. Însă, acest om nu o să aibă condițiile de odihnă, să se spele, să-și spele haine, să mănânce corespunzător și atunci își va pierde locul de muncă sau va renunța la locul de muncă în scurt timp. Ar fi nevoie de ceea ce cred că se cheamă locuințe sociale. Da, este această posibilitate de locuințe sociale. De exemplu, sunt foarte multe țări și în Europa și în America în care există conceptul de housing first. Prima dată ne ocupăm de acest aspect al locuirii, ne asigurăm că omul este stabil în ceea ce privește componenta locuirii și apoi lucrăm pe celelalte componente de găsirea unui loc de muncă, de, nu știu, să-l învăț abilități de viață independentă, să-și gestioneze bugetul lunar și alte servicii de care contribuie cumva la reintegrare. Corect, dar să plece de la ceva solid și stabil și anume să știe că are un acoperiș deasupra capului, ceea ce este absolut normal. Mă gândeam că, cum ai spus tu mai devreme, că voi sunteți cei care interveniți în momente de criză, momente acute, în faze punctuale în ajutorarea acestor oameni vulnerabili și în același timp mi-am adus aminte de doctoratul tău în care înțeleg că ai intervievat o mulțime de femei care trăiesc pe străzi și întrebarea era: cum rezistă femeile în aceste situații? Cum nu se îmbolnăvesc? Este și o lume violentă în care cumva probabil trebuie să-ți faci loc. De multe ori, din ce citeam din aceste declarații adunate de voi, există și copii, vin și copii. Cum se poate trăi în felul acesta? Într-adevăr, este cumva
Ok, lipsa locuirii este o problemă comună. Nu contează ce gen îi ești. Însă, bărbații au anumite nevoi specifice și femeile au anumite alte nevoi pe diverse componente. Eu mi-am dorit foarte mult să studiez componenta aceasta a femeilor fără adăpost, tocmai în ideea în care sănătatea sexuală și reproductivă este cumva o problemă mai pregnantă în viața femeilor. Vorbim de chestiuni de igienă intimă, de perioada menstruației a fiecărei luni. Adică gândiți-vă că sunt femei care nu au produsele necesare atunci când sunt în perioada menstruației. Nu au unde să se spele, nu au unde să se schimbe. Acestea fiind cumva cele mai la îndemână probleme de care putem să vorbim și de care putem cu toții să fim conștienți și să le înțelegem. Într-adevăr, e și această parte de violență. Chiar sunt câteva interviuri cu beneficiari de-ai noștri care spun că pe stradă, ca să supraviețuiești, uneori este nevoie și de violență. Femeile, ca și în populația generală, dar nu e așa, femeile sunt mai predispuse la a fi victime ale violenței comparativ cu bărbații. Și în cazul persoanelor fără adăpost este cam aceeași situație. Prin Femeile sunt natura mai lucrurilor. vulnerabile. Da, normal. Da. Ceea ce privește violența, atât din partea altor persoane care sunt fără adăpost, cât și din partea populației generale. Adică sunt și oameni din comunitate, vecini care recurg la astfel de comportamente atunci când, nu știu, când în scara blocului sau pe banca din fața blocului sunt oameni care nu au un adăpost. Iar dacă este o femeie, cu atât mai vulnerabilă. Cred că ar trebui să se gândească toată lumea că nimeni nu ajunge în această situație de plăcere. Nimeni n-a vrut, nu și-a dorit asta. Siguranță. Da. Nu e ceva ce-ți dorești să stai pe stradă, să nu ai unde să te odihnești, chiar dacă te pui să dormi, să nu poți dormi cum trebuie pentru că ți-e frică, să nu te trezești în lovituri sau cu lucrurile furate. Revenim la nu judeca, încearcă să înțelegi. Revenim la această idee. Cristina, care este sentimentul cu care vin voluntarii carusel în fiecare zi la treabă? Sau atunci când aveți acțiuni de dus la capăt? Cum îi vezi? Cum spuneam noi, activitatea noastră are la bază foarte, foarte mult voluntariat. Vin oameni care își iau liber uneori de la job ca să vină să facă voluntariat, pentru că e foarte important pentru ei să dea o mână de ajutor. Îi văd super entuziasmați și dornici de implicare, adică sunt oameni care. Ca să fie clar, activitatea noastră de teren se desfășoară pe parcursul unei întregi nopți. Adică undeva în jurul orei 6 seara este întâlnirea de pregătire a materialelor și abia a doua zi la 6-7 dimineața se termină totul. Și Adică nu sunt e ușor. voluntari care vin săptămânal sau dacă nu săptămânal de 2-3 ori pe lună. Să participe la această activitate și vin cu super mult entuziasm, cu dorință de a ajuta și sunt acolo oricând avem nevoie de ei și oricând rămânem, nu știu, se întâmplă ceva și nu avem suficienți oameni cu care să lucrăm sau cineva se îmbolnăvește și rămânem fără un voluntar, întotdeauna găsim pe cineva care să fie acolo când avem nevoie de ei.
Voluntarii noștri sunt tinerii, majoritatea care sunt la facultate și sunt în asistență socială sau sociologie, dar în domeniile acestea, și vor foarte mult să cunoască domeniul în care vor activa și ei după terminarea facultății, vor să înțeleagă problemele cu care se ocupă potențialii beneficiari ai activităților de mai târziu. Și sunt, adică avem foarte mulți studenți care cer să facă practică și voluntariat la noi pentru că intră în contact cu beneficiarii imediat și au cumva această dorință de a-i cunoaște și de a-i cunoaște nu doar ca pe beneficiari, ci pur și simplu să știe cu ce se confruntă oamenii din jurul lor. Cei care și-au ales această facultate și această meserie din convingere, chiar vor să vadă cum se întâmplă lucrurile de adevăratele, la fața locului, pe stradă. Cum vi se pot alătura cei care poate ar dori să o facă? Pe site-ul nostru, carusel.org, avem secțiunea Implică-te cu subsecțiunea Voluntariat, iar acolo există un scurt formular pe care trebuie să ne-l trimită și apoi noi luăm legătura cu persoanele care ne scriu prin intermediul acelui formular. Deci este foarte simplu. Dacă Da, doriți, dacă ceea ce ați da, da. Da. auzit v-a impresionat, iată, e simplu. Cu un click, carusel.org și găsiți acolo toate datele de care aveți nevoie ca să deveniți parte din echipa de voluntari a asociației. Cristina Oprea, mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai povestit astăzi. Vă doresc mult succes și să ne auzim cu proiecte împlinite și cu rezultate frumoase și cu la fel de mult entuziasm din partea voastră, oamenii care încearcă să facă lumea un strop mai bună. Mulțumim tare mult și noi pentru invitație!